Plenul Senatului de la București a adoptat luni 25 aprilie legea privind împrumutul de 150 de milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, admițând parțial cererea de reexaminare trimisă Parlamentului de președintele României Klaus Iohannis și păstrând articolul privind impunerea de condiții Chișinăului, informează Mediafax.ro. Cu 68 de voturi pentru și unul împotrivă, statul român a adoptat legea în plenul Senatului. În timpul dezbaterilor, mai mulți senatori au susținut că România nu poate impune condiții Republicii Moldova pentru a acorda împrumutul așa cum a cerut președintele, însă raportul Comisiei de Buget care prevedea eliminarea condițiilor a fost respins. La sfârșitul lunii martie, deputații au respins cererea de reexaminare trimisă de președinte și au adoptat legea cu amendamente. Acordul semnat la 7 octombrie 2015 la Chișinău prevede asistență financiară rambursabilă între România în calitate de împrumutător și Republica Moldova în calitate de împrumutat în sumă de până la 150 de milioane de euro. Președintele României Klaus Iohannis a trimis Parlamentului spre reexaminare în noiembrie 2015 legea pentru ratificarea acordului privind asistența financiară rambursabilă între România și Republica Moldova. Iohannis și-a motivat decizia atunci și a explicat că nu are încredere în faptul că Republica Moldova va continua reformele. Întreaga lume marchează pe 26 aprilie 30 de ani de la cea mai gravă catastrofă nucleară civilă din istorie. Explozia centralei atomice de la Cernobâl din 26 aprilie 1986, o dată ce va rămâne marcată întotdeauna în istorie. În această zi, cel de-al patrulea reactor al centralei atomoelectrice din Cernobâl a explodat la ora 1 și 23 de minute noaptea. Un nor de precipitații radioactive s-a ridicat și a început să bântuie peste Europa. Explozia survenită la ora 1 și 23 a fost rezultatul unei serie de eșecuri puțin probabile, dar nu inexplicabile, care amintesc de alte catastrofe tehnologice din epoca sovietică. Pe de o parte, proiectul reactorului de la Cernobâl de tip RBMK era greșit, ceea ce a făcut de altfel că astfel de reactoare să nu fie aprobate în nicio altă parte din lume. Pe de altă parte, personalul de serviciu noaptea respectivă era slab pregătit, iar șeful voia cu orice preț să se afirme. El a ținut să facă testul de siguranță programat, deși condițiile nu erau întrunite. Ulterior, s-a stabilit că la Cernobâl cantitatea de material radioactive eliberată în mediu a fost de 200 de ori mai mare decât cea rezultată în urma exploziilor de la Hiroshima și Nagasaki. S-a estimat că întreaga cantitate de xenon, jumătate din cea de cesiu și de iod și 5% din restul elementelor radioactive prezente în reactor au fost aruncate în atmosferă. Ce se întâmplase de fapt? Sâmbătă, 26 aprilie 1986, la ora 1 și 23 noaptea, în urma unui test de verificare, reactorul 4 al centralei atomoelectrice de la Cernobâl a suferit o explozie a cazanelor componente. Explozia a declanșat un incendiu urmat de o serie de alte explozii adiționale. A fost contaminată zona învecinată centralei nucleare, în timp ce gazele cu densitate scăzută au fost purtate de vânt inițial de-a lungul Ucrainei, Belarusului, Rusiei, iar într-o măsură mai mică, în Scandinavia, Polonia, Cehoslovacia, Austria și sudul Germaniei. În zilele următoare, din cauza schimbării direcției vântului, au fost afectate mai ales țările din sudul continentului, România, Grecia, Bulgaria și Turcia. Guvernul de la București va propune Parlamentului un proiect de lege dedicat împlinirea 100 de ani de la Marea Unire, iar actul normativ va avea o componentă de infrastructură care va include autostrada Târgu Mureș și Iași-Ungheni. Declarația aparține premierului român Dacian Cioloș. Intenția noastră este să propunem Parlamentului un proiect de lege a centenarului care să include și o componentă a unor proiecte de infrastructură pe care să le dedicăm celor 100 de ani de la Marea Unire și această autostradă, din punctul nostru de vedere, ar trebui să fie partea acestui proiect pe care să ne-l asumăm ca atare, indiferent ce se întâmplă din punct de vedere politic, a declarat șeful guvernului de la București. Dacian Cioloș a făcut această referire în contextul în care le spunea senatorilor și deputaților care reprezintă județele din Moldova că este foarte important să se realizeze conexiuni de transport între regiunile istorice ale țării, Muntenia, Transilvania și Moldova. Autostrada Târgu Mureș, Iași-Ungheni este un proiect pe care vrem să-l ținem în actualitate, chiar dacă în momentul de față nu avem resurse bugetare pentru a-l putea executa ca atare. Din calculele făcute, costul total integral al proiectului este undeva de la 4 miliarde de euro. Costul studiului de fezabilitate și al proiectului tehnic este undeva la 6 milioane de euro și aici vom încerca să găsim resurse anul acesta, a spus Cioloș. El a adăugat că elaborarea studiului de fezabilitate și a proiectului tehnic va dura aproximativ 18 luni. De asemenea, premierul român a făcut referire la posibilitatea realizării unui drum expres între Ploiești și Pașcani, dar și a dezvoltării unei căi ferate între Moldova și Transilvania, pe care să circule garnituri de cale ferată capabile să preia autovehicule pe platforme.
Corupția și veniturile mici sunt problemele majore ale Republicii Moldova, iar partidele politice nu țin cont de interesul cetățenilor, așa reiese dintr-un studiu al Institutului Republican Internațional. Dacă ar trebui să aleagă între Uniunea Europeană și Uniunea Euroasiatică, locuitorii din Chișinău ar avea opțiuni diferite față de cei din restul țării. Cetățenii spun că Republica Moldova este macinată de corupție. Cei mai mulți consideră că aceasta este problema majoră a statului nostru. Oamenii se mai plâng de salarii și pensii, dar și de șomaj. Dificultățile economice, criza politică și sărăcia sunt de asemenea văzute ca probleme majore. Aproape 80% dintre respondenți consideră că țara noastră nu este guvernată în interesul cetățenilor. Primează, spun ei, interesele unor grupuri. Mai mult de jumătate dintre cetățeni dezaprobă activitatea guvernului Filip. Cabinetul de miniștri este apreciat doar de 23% dintre cei chestionați. Studiul arată și că moldovenii sunt nostalgici după fosta URSS. Peste jumătate dintre ei apreciază că destrămarea Uniunii Sovietice a fost un lucru rău. Aproape o treime consideră că a fost un lucru bun. Atunci când vine vorba despre aderarea la o anumită Uniune Politico-Economică, percepția oamenilor la nivel național este diferită de viziunea celor din Chișinău. Între Uniunea Europeană și Uniunea Euroasiatică, 43% dintre locuitorii Republicii Moldova ar alege UE, în timp ce 44% Uniunea Vamală. În Chișinău, însă 56% dintre oameni ar vota pentru Uniunea Europeană și doar 32% ar pleda pentru vectorul estic. Totuși, comparativ cu luna octombrie 2015, numărul celor care își doresc aderarea la UE a crescut cu 5%, în timp ce Uniunea Vamală a pierdut 1% din susținători. Sondajul a fost realizat în perioada 11-25 martie pe un eșantion de 1500 de persoane. Marja de eroare a studiului este de 2,8%. În ultima ședință extraordinară a Consiliului Raional Orhei s-au discutat 9 proiecte de decizii cu aspect educațional și social. Majoritatea dintre acestea au fost votate de consilieri la pachet, fără prea multe discuții. Tensiunile au crescut însă atunci când s-a pus în discuție strategia de dezvoltare a învățământului raional pentru anii 2016-2020. Un punct aparte fiind lichidarea gimnaziului din satul Breanova, unde își fac studiile peste 50 de copii și muncesc 13 pedagogi. Pe marginea subiectului s-a vorbit mult, ca până la urmă consilierii cu majoritatea de voturi să accepte închiderea gimnaziului din satul Breanova. Socialiștii s-au pronunțat categoric împotriva lichiderii gimnaziului și nu au votat această decizie. Eu socot că această școală nu trebuie dinchis, deoarece este o școală în care s-a făcut practic, este o școală renovată. Ea și așa era bună, dar a fost renovată și a stat chiar foarte bună. Deci, în primul rând, vreau să spun că a fost făcută o reparație capitală, acoperișul, încălzirii automată, rază centralizată. În afară de aceasta, podelele, sala de sportivă, rază că e pregătită bine, cantină în școală. Deci, absolut tot în baza materială, practic, nu sunt întrebări. Este o școală exemplară. În ceea ce privește colectivul, eu știu acolo, vreau că sunt 13 pedagogi, dintre care 9 din ei au grad didactic. În afară de aceasta, directorul de școală are grad managerial. 60 de copii. Păi bine, puțini, tragem nădejde să fie și mai mulți pe viitor. Dar oricum, cu 60 de copii în școală de acum se poate de lucrat. Și noi ce? Vreau zic că nu putem întreține școala aceasta cu raionul Orhei. Vreau zic că toată sărăcia în raion, chiar într-adevăr, vreau zic că să fie, vreau zic că în baza, pentru că să exploatează această școală, eu sunt cu de cuvinț că sunt toate condițiile pentru ca școala aceasta să funcționeze. E o problemă foarte mare pentru satul Breanova. Într-adevăr, eu ca primar, problema asta și mie, pentru mine totuși e dureros cazul că s-a întâmplat așa ceva, dar vreau să vă aduc la cunoștință că, deși am mers la închiderea școlii din satul Breanova, că, adică numărul de copii și financiar, adică nu pot suporta cheltuielile care sunt, adică anuale, în gimnaziul din satul Breanova. A fost așa, de la cetățeni, întrebarea pusă când am făcut adunare, adică s-au adus la cunoștință că o parte din cetățenii au dorit ca copiii din satul Breanova să vie să învețe la Orhei. A doilea propunere a fost ca să fie în gimnaziu din satul Dișcova și a treia propunere a fost ca să rămână, adică pe loc, în comuna Morozeni, în gimnaziu din satul Morozeni. Da, eu ca primar iarăși vreau să aduc la cunoștință că într-adevăr e dureroasă întrebarea asta, fiindcă mulți, adică profesorii rămân fără locuri de muncă, o să revină, să le fie foarte greu să plece în alte localități și, într-adevăr, dacă școala nu funcționează,
asta e un pas greșit, eu socot pentru, nu numai pentru noi, adică din Comuna Morozieni, dar dintr-o alte localități din Republică, fiindcă suma asta de bani care este alocată de 331.000 care nu poate suporta economic gimnaziu, eu socot că nu e așa greșeală mare, dar reieșind dintre aceea că nu pot, mergem la aceea ca școala să fie închisă și în afară de asta vreau să spun că toate problemele care ar să apară rămân pe umerile primarului. Adică trebuie ca clădirea să treacă iarăși înapoi la balanța primăriei, să suporte iar cheltuieli și eu socot că ar nu fi distrugerea asta e foarte rău pentru localitate. Discuția prinsă a generat și proiectul de decizie cu privire la organizarea odihnei și întremării sănătății copiilor în vacanța mare la tabăra Miorița din satul Ivancea. Cheltuindu-se aproape 2 milioane de lei anul trecut, aici s-au efectuat lucrări de reparație care așa și nu au mai fost duse la bun sfârșit. Astfel, există pericolul ca tabăra să nu-și deschide porțile pentru copii în acest sezon estival. Referitor la odihna vara elevilor în tabăra Miorița, este nu întâmplătoare. Am ridicat întrebarea respectivă încă în luna februarie, la ședința Consiliului Raunal Orhei, am inclus o suplimentară în ordine de zi, pentru că știem că o să vină timpul când o să batem alarma. Astăzi noi totuși am decis consiliere, pentru că fiecare dorește ca copiii noștri să se odihnească în tabăra Miorița, dar au apărut un șir de probleme care nu cunosc și nu am speranță că o să fie rezolvate până la 21 mai, termen pe care l-am stabilit pentru a înlătura acele lacune care sunt astăzi în tabăra Miorița. În primul rând, ar trebui să cunoaștem faptul că aici a demarat un proiect investițional de 2 milioane de lei, dar antreprenorul a efectuat toate lucrările ale hamte, să spunem așa, necalitativ. Astăzi se ocupă de acest caz, se ocupă polițiștii, Inspectoratul Raional de Poliție se ocupă, este intentată o cauză penală pe fraudarea și stragerea finanțelor publice, dar mă rog, dosarele pot fi analizate, investigate ani de zile, dar până la 21 mai avem o lună de zile. Nu sunt convins că tot la 21 mai se va reuși ca tabăra să fie deschisă, cu atât mai mult sunt prognozate alocări financiare. Dar nu știu cum o să fie aceste alocații financiare, pentru că tabăra Miorița astăzi nu este înregistrată ca patrimoniu a Consiliului Raional Orhei. Nu are nici un drept juridic, nu are. Adică sau se alocă bani, se alocă nu știu unde și nu știu cui. Așa se întâmplă noi. Sunt toate speranțele că tot și într-o lună de zile poate ceva se întreprinde, pentru că dacă nu deschidem tabăra de odihnă a elevilor până la 21 mai, atunci, în genere, o să fie o pată neagră pe întreg Consiliul Raunal Orhei. Necesitatea ședinței rezidă din faptul că pentru a optimiza rețeaua școlară, adică în cazul dat noi vorbim de gimnaziu Breanova, este nevoie că cel puțin cu două luni înainte să previzăm despre disponibilizare profesorii care sunt. Deci, calculând termenii de ieșire în vacanță și am decis ca să grăbim această ședință. Plus la această tabără Miorița, iarăși suntem în pragul sezonului estival, este nevoie de a pregăti tabăra, stabili tarifele și de ce reieșim din faptul că procedurile de achiziții durează, am convenit ca să facem această ședință extraordinară. A fost constituită o comisie care urmează să țină în vizor activitățile de pregătire a taberei Miorița către sezonul estival și să informeze consilierii despre mersul lucrărilor. În caz de necesitate, aceștia se vor reuni într-o altă ședință extraordinară pentru a căuta soluții la această problemă. Atmosferă de sărbătoare la Biserica Sfântul Nicolae de la Mănăstirea Curghii din raionul Orhei. Sute de enoriași din întreaga țară au venit să asiste la slujba de Duminica Floriilor. După serviciul divin, oficiat de un alt sobor de preoți, creștinii au primit Sfânta Împărtășanie și tradiționala crenguță de salcie. Mă rog, astăzi, în această zi minunată, această sărbătoare mare.
pentru sănătate, pentru rudele apropiate, pentru toți oamenii buni. Am venit ca să ne împărtășim la biserică. Noi avem o rudă aici, noi vizităm mai des mănăstirea și îmi place ca să venim aici, o local tare asta sfânt. Să ne curățăm sufletul, să ne împărtășim. Astăzi toată plinătatea Sfintei noastre Ortodoxii îl însoțește pe Domnul Hristos, intrând în cetatea Ierusalimului și asemeni pruncilor din Ierusalim, așternem sufletele noastre pentru ca Domnul Hristos să intre în calitatea ta de împărat al slavei în sfânta cetatea Ierusalimului. Osana întru cei de sus, bine ești cuvântat cel ce vii într numele Domnului, i-au cântat atunci Domnului Hristos feciorii Ierusalimului. Și noi astăzi, ca și ei atunci, îi exprimăm profunda noastră recunoștință Dumnezeiescului Mântuitor, pentru că din iubire față de noi a venit pe pământ și a luat chip asemenea nouă, ca nouă oamenilor să ne ofere posibilitatea să devenim fii ai lui Dumnezeu după chipul său. Fie ca această sărbătoare a floriilor să ne facă mai buni și să ne dea puterea ca să avem grijă de copiii care cu sufletele curate atunci l-au întâmpinat pe Domnul Hristos și au cântat osanale. Pentru să avem grijă ca să-i creștem în dragoste de Dumnezeu și aproape de El. Pentru că astfel vom avea o națiune binecuvântată, puternică, întemeiată pe valorile Sfintei noastre Ortodoxii. După Duminica Floriilor urmează Săptămâna Mare, sau cum mai este cunoscută în popor, Săptămâna Neagră ori Săptămâna Patimilor, după care creștinii ortodoxi vor sărbători Învierea Domnului Iisus Hristos.